Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. M-a făcut plăcere foarte să ascultați Les Elefant Bizar, nu mă opri în dimineața asta, când s-au făcut, iată, 24 de minute peste ora 7. Chiar mai sunt numai 5 secunde până la și 25. Ce scandal, frate, trebuie să vorbim un pic despre asta cu premiile de la canotaj. La scandal lansat de fostul ministru Eduard Novac, pe care doamna Lipă l-acuză, păi și tu făceai la fel. A avut și el multe bube. Da. Adică ori suntem golaniuri, nu mai suntem. Da, deci ca să ați auzit la știri, dar scurt rezumat, Novac a spus că la canotaj, după olimpiadă, contabilul șef și secretarul general vor lua prime de câte 162.000 de euro fiecare. Dar lasă că pentru medaliile luate de canotori. Lasă că a zis Novac. A apărut un tabel de la federație cu fiecare remunerație defalcată. Practic, când dăm Mbappé gol, la unde mai joacă el, la Real Madrid acum, contabilul șef de la Real Madrid mai ia și el câte 500.000 de euro, înțelegi? Că așa se face. E normal. Și, oricum, premii mari, bravo, foarte bine. Deci la Paris, felicitări încă o dată, canotorii excepționali au luat 5 medalii din totalul de 9 luate de România la Olimpiadă, 5 vin de la canotori. E practic sportul național la momentul de față, cum a fost gimnastica niște ani. Excepțional. La bătaie cu canotajul, că și canotajul a ținut mereu steagul sus, dar acum canotajul a devenit practic niciun fel de sportul discuție. Sportul nostru reprezentativ de departe. Merită toți banii, premii mari, adică premiile de la canotaj, observă tot Eduard Novac, ajung la aproape 9 milioane de euro. 8.875.000. Dar el observă că unii angajați au mai mult decât sportivii. Și dânsul face comparația cu David Popovici, adică spune că secretarul general și contabilul de la canotaj iau 162.000 de euro și David Popovici pentru medalia de aur iau 140.000 de euro. Pentru că de ce nu? E ok comparația că e mai puternic. Iar primă cu scuzele. E mai puternic sportivul, numele lui David Popovici, decât orice alt canotor. Se dă pe medalie, mă. Știu, dar n-are sens să te duci acolo, pentru că nu, trebuie făcută comparația în grădina lor. Sportivii canotoria care își rup palmele, da, tot 140.000 au, la fel ca David Popovici. Bine, exact. Și adevărat. Sunt oameni din anturajul... Deci contabilul șef ia mai mult decât canotorul care a luat medalie de aur. Pentru că, încă o dată, deci, păi dacă era contabilul să mai putea face foaie de deplasare la olimpiadă, nu se putea. Nu se putea de face. De vorba, cine împarte parte își face coștindă când eram mici. Fără contabil, mai luai diurnă? Fără secretarul general care să facă rezervarea la hotel? Mai stăteai la hotel? Deci ăla merită banii, nu canotorul. Canotorul s-a dus, el a făcut formalitate. El s-a antrenat 4 ani pentru asta. Deci 4 ani... a muncit pentru alea cât a dat el de vâsle, 5 minute. Mă, 5 minute, 140.000 de euro merită. Dar secretarul general a muncit 4 ani, contabilul a muncit 4 ani, s-a pregătit. A organizat. A făcut facultate? Cum? Ce, canotorul a făcut facultate să dea de vâsle? Nu. Normal că merită mai mult contabilul șef. Dar, bun, să mai dau premii și pentru antrenori, în fine, nu contează. Dar cea mai caragioasă în poveste este Elisabeta Lipă, șefa Agenției Naționale pentru Sport și vicepreședinta PSD, care a explicat senină metoda feudală, mă, prin care se face manțocăria cu primele astea. Ea spune așa, pentru golazo.ro, deci gsp.ro și golazo.ro scriu despre acest subiect. Unii au vorbit cu Eduard Novac, alții cu doamna Lipă. Și doamna Lipă zice, citez, banii aceia, adică 162.000 ori 2, 300 cât vine, nu știu... 330.000 aproape, contabil și secretarul general. Da. Banii aceia sunt pentru tot personalul. 60 de oameni din Federația de Canotaj, declară dânsa pentru golazo.ro. Și în momentul în care îi spune asta, că o prinde la telefon, reporterul observă reflex că pe lista de premiere sunt doar 2 persoane, nu 60. Adică doar secretarul general și contabilul, fiecare cu câte 162.400 de euro. Și spune, da, doamnă, dar nu sunt decât 2 persoane pe listă, trecute cu nume, cu tot, că s-a publicat tabelul. Și doamna Lipă răspunde nevinovată, citez, nu putem trece toate conturile acolo, ci ia unul singur. Și, adică, și e normal să fie contabilul șef și secretarul general, după care se împart tuturor. Deci ia unul singur, adică 2, după care ăia dau mai departe. Banii se împart celor 60 de persoane care fac parte din federație, zice doamna Lipă. Cum? Întreb. Cum se împart? Adică îi dă la plic în cum fac ei asta? Cum să face legal? Iau 2 oameni, nu unul singur, cum zice, da, și după care ăla
vine cu plicul și sună: Costeluș, hai treci pe la mine, tăticule, să bem o cafea. Cum se faci? La un dat. Și da, vorbesc, ce mai faci tu? Ce fac copiii? Bine, bine, domnul șef. Și deschide sertarul. Hai, uite, pentru tine, îți dau plicule să fii și tu fericit, plicule. Băi, ce e asta, mă, frate? Ăștia, asta e feudalist total, ce e asta? După care doamna Lipa adaugă, citez: plus că premierea asta se întâmplă o dată la 4 ani. Adică, cu alte cuvinte, domnule, nu o facem tot timpul. În când, în când mai facem și noi manțocăria asta, punem unul singur pe listă, adică doi, secretarul general și contabilul, și ăla dă el niște bani la ceilalți. Și dânsa mărturisește că la fel a procedat. Da, și la fel am făcut și eu. Tokyo, da. Și ce? Și domnul Novak la fel a făcut. Deci dacă face toată lumea, de ce să nu facem și noi? Da, astea sunt niște șmecherii de-astea care sunt la noi bine împământenite. Da, păi asta zic, sunt împământenite după vremea fanarioților. Și o, da, cum ar, că, din punct de vedere că ea spune legal, e da, ok. Nu e legal ok. Păi nu, nu e nimic că legal, vezi, doamne, okay, oameni, omul ăla care încasează banii, da, plătește dările pe, nu contează, pe banii aia, că îi primește legal. Da, da, eu ca să-ți dau. Dar după aia îi distribuie ilegal, că tu nu ai voie să-mi dai mie bani, tu nu ai voie să iei bani. Eu pot să-ți dau bani în baza unui contract. Corect. Dacă recompensez un serviciu, că da, se înțelege că asta e, e vorba de bani publice aici, da? Da. Ca să fie manevrați din stânga în dreapta, ei trebuie însoțiți de contracte, de acte legale, trebuie facturați. Contractele, da, sunt de mai multe tipuri. Poți să facturezi ca firmă, poți să facturezi ca persoană fizică. Dacă nu e astea, te angajează pe un contract temporar de muncă, se plătesc taxe pentru asta. Adică nu există că scoți banii tu din contul tău și dai uneia. Da, da, e ceva cumva semi, adică cred că nu e complet ilegal, cred că e undeva pe o muncă. Complet ilegal, bă, cum stai nu puțin e? Să te întreb, dacă eu primesc salariu de la Europa FM și în ziua de salariu, de bucurie, da, că am primit salariu, îți dau ție 1000 de lei, Vlad. Ai altceva. Nu, e... ți dau ție, că vreau. Păi eu și dai... dau și lui Alex 1000 și lui Adi 1000. Asta poți să faci. Dar tu nu dai de bucurie în această situație, ci după cum spune doamna, da, Lipă... Da, și să știi, nu, că... Da, bun, e, ok. Dar ea dă pentru recompensarea unor munci, nu? Că se întâmplă odată la 4 ani. Da. Deci ea spune că asta este recompensa pentru niște servicii făcute. Corect. Oamenii în ceea primesc să banii ăștia nu pentru că sunt prieteni cu secretarul general și contabilul șef. Deși nu contează, cu siguranță primesc dacă... Relația personală contează... Și primesc pentru că sunt angajați în federația respectivă. Corect. Da? Da. Dar curios, ăia care au demisionat cu o lună înainte de olimpiadă, ăia au muncit, să zicem, 3 ani și 11 luni. Și o lună n-au mai muncit, că au plecat din diverse motive. Ăia mai primesc primă de asta? Păi nu, dar lasă-i pe aia, dar și din ăștia actuali, a zis cineva din federație, dar uite, îmi scapă că am citit așa în dimineața asta. Zi-mi mie, că știu eu. Președintele, sau nu știu da, cine da, a da, zis, Valeriu că... Gavril. Aia. Deci, că nu e tot, adică... Da, deci președintele Federației Române de Canotaj, că ăștia de la Golazzo, l-au sunat pe domnul Valeriu Gavril, mm-hmm, care e președintele de la Canotaj, l-au întrebat: domne, cum să face cu banii ăștia, că aveți doi oameni pe listă, care iau fiecare 162.000. Da. Și doamna Lipă zice că ei iau banii formal și ei, de fapt, împart la negru și ei niște bani. Și Valeriu Gavril declară așa: cei doi angajați, propuși nu știu ce, pot... dacă vor împărți suma cu colegii de instituție, citez: nu e obligatoriu, dar pot. Totul este legal. Uitați-vă și hotărârea de guvern, nu știu ce. Hotărârea de guvern stabilește cuantumurile. Da. Dar nu stabilește că iau unul banii angajat și ăla scoate din contul personal și le dă la pungă. Și domnul Valeriu Gavril declară: dacă vor să împartă, nu vor să împartă, asta e problema lor. Am încheiat citatul. Să se înțeleagă pomenește. De ce? Cum se face? Băi, încă o dată, asta este esența feudalismului. Așa a apărut feudalismul. Unul oferea protecție ălora pălmașilor, înțelegi? Baronul. Baronul local, asta, el asta făcea. Oferea protecție și în schimb ăștia îl susțineau în diverse bătălii. Știi? Așa și aici. Ăștia încasează niște bani, dau la prietenilor din federație și în felul ăsta își asigură loialitatea celor angajați și ăia, în caz de ceva, îl sprijină. Dacă cineva vrea să-l dea afară pe contabilul șef, pe secretarul general, pe doamna Lipă, pe domnul Gavril, pe nu știu cine, păi ăia știu. Păi stai, bă, că atunci când ăla a luat 162.400 de euro, mi-a dat și mie o sutică, mi-a dat și mie o miuță.
Păi e omul meu, nu e prietenul meu, nu beau eu cafeluță cu el. Păi n-a scos dânsul din sertărașul de la birou dânsului de șef pliculețul și mi-a dat și mie miuța de euro când a fost de premiere? Că se întâmplă numai o dată la 4 ani. Păi și păpune, țara asta este totalmente bloc. Ăștia sunt toți de fapt niște paraziți. N-avem nimic împotriva premierii oamenilor care au performanțe. Foarte bine, e nici hotărâre de guvern. Dă-ți, domnule, prime oamenilor, dar dați-le legal dacă e. Cum? Păi, iau doi și ăia doi, dacă vor, dau ei mai departe, dacă nu, nu. Păi ce criterii? Cui dau ei? Dau la toți? În ce fel? Ia la fel și portarul, și șeful de serviciu, și șoferul? Cine stabilește cât ia fiecare? Ei. Da, dacă, da, exact. Dar dacă unul a plecat, vorba aia, cu 6 luni înainte, ăla mai al sună? Ce face? Cum se întâmplă? Care-i procedura pentru pentru drumul acestor bani, care sunt bani publici până la urmă? Bă, ăștia sunt nebuni total. Iar asta, madame Lipă zice, păi așa se face. Păi și eu am făcut la fel, toată lumea face așa la fel, și oricum face numai o dată la 4 ani. Țara asta este, deci vă spun, nu pot să inventeze așa ceva. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.